Dispariția Ilodiei Ghinescu a fost cel mai popular caz de acest gen din istoria României. Cristian Cioac ar fi omorât-o, iar apoi ar fi ascuns cadavrul. Sunt foarte multe frânturi logice în acest dosar și anume în teoria procuraturii. Trăind toată viața cu asta, eu știu cum să scot sângele din orice. La un nou video aici la mine pe canal. Astăzi sunt alături de Justin și bine v-am găsit la primul episod din True Crime România. Nu, tu ești ok, eu mi-au jobul foarte în serios, asta voiam să menționez. Ce m-am accesorizat? Este un subiect mai sensibil. Omul care se uită la seriale la Friends și persoana care este implicată în tot ce înseamnă criminalistică de ocazie. That's a Watson, Justin. Nasa Watson Justin, se vede aici cine e Sherlock, că după chestia cu vecina care s-a terminat, era imposibil să nu-mi duc mai departe noua carieră de ocazie. V-am zis că o să facem treaba asta cu True Crime România, e un concept de afară adus pe aici, pe la noi, pe care nu l-am mai văzut sincer, adică în România nu am mai văzut pe cineva care să facă asta, nu știu dacă mai e cineva care face asta, noi avem ceva al nostru, dar avem expertiza noastră și mi se pare că suntem foarte îndreptățiți ca să facem treaba asta, ok? Bine, nu e ca și cum cineva m-a acuzat de ceva. Eu stau aici să-ți expun teoriile mele, inclusiv teorii care vin în urma expertizei pe care am scris-o aici. Tu ești aici ca să comentezi și ca să dai verdictul. Aici vom discuta despre dispariții nerezolvate din România și nu numai. Primul episod de astăzi, ca să inaugurăm minunăția asta, o să fie cu un caz din România. V-am întrebat pe Instagram și chiar și pe YouTube despre ce credeți că o să fie primul episod. Majoritatea a zghicit și suntem astăzi cu voi aici ca să discutăm despre Elodia Ghinescu. Această persoană despre care toată lumea din România a auzit, este cel mai popular caz de dispariție din România la momentul actual și, pe lângă asta, un om, și anume Dan Diaconescu, și-a construit o întreagă televiziune pe baza acestui caz de dispariție cu peste 100 de episoade. Omul ăsta de aici, care a ieșit de la munte, exact cum era și Elodia, că și-aia era de la munte, omul ăsta de la munte al meu nu știe nimic de cazul respectiv. Frate, dar voi la munte n-aveți acolo un cult al oamenilor de la munte? Dacă dispare unul, îl căutați împreună? Adică nu știu, ți-ai pierdut. Da, Salvamontul are un cult. Dacă dispare pe munte, efectiv. Sau... Dar în legătură cu aceste Elodia, eu eram oricum la București, da? Și nu prea mă interesa cumva subiectul. Adică mi s-a părut așa ceva în circ media. Și am stat ferit de acest subiect până în momentul ăsta. Toată expertiza asta, pe lângă că a fost făcută din această documentare a mea de câteva zile cu interviuri, videouri și așa mai departe, a mai fost făcută și pe baza asta a faptului că eu chiar am stat cu bona mea să mă uit la peste 100 de episoade de la OTV. Când zice Lodia, te gândești clar la dispariție, clar la caz dispariție din România, clar la crimă, dramă și cioacă. Da, e un fel de Jimmy Hoffa al României, din câte am înțeles eu. Ceva de genul, da. Sunt foarte multe frânturi logice în acest dosar și anume în teoria procuraturii. O să vedeți... Te-ai fi gândit că știu cuvintele astea? Adică uite puțin la mine. Nici eu. Îmi place din ce în ce mai mult. Și o să vedeți cum încercăm noi să deslușim acest mister. Femeia asta din munți care dispare și este de negăsit. Cum să comiți crima perfectă sau nu chiar? Dispariția Elodiei Ghinescu a fost cel mai popular caz de acest gen din istoria României. Elodia Marilena Ghinescu era un avocat care se ocupa de un cabinet de avocatură din România. În 2004 s-a căsătorit cu inspectorul șef de poliție, Constantin Cristian Cioacă, de unde a rezultat un fiu pe nume Patrick. Un fapt interesant despre Cioacă este că dizertația sa la terminarea Academiei de Poliție a fost numită Crima Perfectă. A fost o teză detaliată despre cum să scapi de crimă. Ulterior, rămâne de văzut dacă acesta a pus-o sau nu în practică. Care ar fi logica ca tu mai apoi să te construiești cu una și chiar să aplici ce ai făcut tu la testa ta de dizertație? Adică cumva cât de bău să fii? Informația asta a contat foarte tare la dosar. Ok, a început-o bine. Cumva asta îți castrează cumva orice posibilitate de a mai comite o crimă după. Zic, crezi că ar trebui de acum să fie o întrebare pusă la prima întâlnire? Eu nu te-am întrebat asta la prima întâlnire. Cum s-a numit lucrarea ta de dizertație? Nu știu, te-a dat licență, da. Cum s-a numit, da? Nu, era ceva cu TVA. Nu. E ok. Deci o să te ocup tu de bani în casă și de film. Teza asta e dizertație, așa ca un horoscop, știi? Sfat, fetele mele, de acum întrebați-vă, vă rog, partenerul la prima întâlnire, viitorul partener, ce o fi ăla, viitorul soț, în ce și-a dat teza de dizertație dacă și-a dat-o? Poate să fie un fel de alias la horoscop.
Uite ce învățăm din această dispariție. Trecem mai departe. Aceștia au locuit în Brașov, oraș situat în Munții Carpați. Deci o mulțime de locuri pentru a te pierde, eventual o mulțime de locuri pentru a ascunde un corp. La 29 august 2007, Elodia dispare, dar la această informație vom reveni ceva mai târziu. La 5 septembrie 2007, soțul ei prezintă un raport despre dispariția acesteia. 10 zile mai târziu, într-o râpă, poliția descoperă câteva articole de îmbrăcăminte pentru femei acoperite de sânge. Se crede că aparține Elodiei. Lipsea însă principalul element din probatoriu și anume cadavrul victimei. Poți dacă eu aș dispărea, după câte zile te duce la poliție să mă declari? Dacă de mult vorbești tu cu Miruna la telefon și cu maică-ta și cu toată familia, la tine dacă, nu știu, cu jumătate de zi de acasă deja e panică mondială. Da, da, și dacă sună managerii toți. Da, da, nu, și asta e adevărat. Abia după 6 zile soțul ăsta s-a dus la poliție ca să o declare. 6 zile, tu dai seama 6 zile. În 6 zile poți să faci multe. Primele 2 zile, deci primele 2 zile, zic, oh, ce viață. După aia începi să simți așa că parcă e frigiderul gol și n-are cine să gătească. Poate știa să gătească. Sau poate l-ai umplut tu cu cadavrul ei. Adică o climă destul de perfectă să-ți gătești și să consumi așa. Dacă devenim morbizi un pic. E că este ilegal să comiți canibalism, inclusiv dacă vrei să-ți mănânci propria ta carne. Să faci pușcări. Wow, suna un video deja demonetizat de YouTube. Ha! Nu mai mâncă luna asta. E foarte important de menționat că la momentul ăsta la care ăștia au descoperit și au descoperit la 10 zile mai târziu, atunci nu au luat probe ADN pentru că tehnologia respectivă nu era încă adusă în România. Deci practic nu au dovezi că sunt ale Elodiei, dar se presupune că sunt ale Elodiei. Dar oricum, tu dacă ți-ai dat teza de disertație în păcrima perfectă, cât de bău să fii să-ți lași alea acolo, nu? E ca nu știu, așa sunt bărbații? Așa tâmpiți. Îți dai teza de disertație în clima perfectă? Eu am văzut câțiva tâmpiți de asta. Nu m-ar mira dacă aș auzi de ei că au făcut așa ceva. Îți dai teza de disertație în clima perfectă și tu lași articole feminine acoperite de sânge? De ce nu ăla de bărbați care parchează pe 2 locuri? Așa pare asta. De ce nu dai foc? Adică, te duci în pădure, că toată lumea face un foc la... Da, uite, vezi, pe măsură ce înaintăm în caz, sunt sigură că Iosin, dacă m-ar omorâ, ar ști și cum să o facă, deci orice mi s-ar întâmpla, este vina lui. Anchetatorii spun că noaptea de 29 spre 30 august 2007, în urma unui conflict cu soția sa, Cristian Cioacă ar fi omorât-o, iar apoi ar fi ascuns cadavrul. La 17 septembrie 2007, pe baza noilor constatări, poliția română decide să transfere cazul la departamentul de omucidere. Părinții ei au promis o recompensă de $40,000 pentru oricine are vreo veste despre fica lor. Nu a ieșit nimic concret, nici măcar cu anchetatorul privat. 40.000 de euro. Mult prea mult. Pare cumva suspect că vorbim de o sumă atât de mare în condițiile în care am citit despre părinții ei și sunt niște oameni normali de la munte cu niște joburi normale. Asta și cum n-a fost o armată de oameni care a început să zune, pentru că 40.000 de euro, adică cum verifici? De dolari, De dolari. Cum verifici acest lead? Deci, da, domne, așa e. Din câte mi-ai spus tu aici, din câte așa, oamenii nu prea au avut tehnică de investigat ADN-ul, adică, da. Da, la vremea aia n-a fost tehnica de investigare okay, de neu, okay. Dar... Din câte înțeleg eu, premiza lor a fost bazată pe telefoane, că bă, eu cred că de asta s-a ajuns la acest haos de he said, she said, el a făcut-o, n-a făcut-o. Da, să știi că make sense. De aia să fie așa haos cu cazul ăsta, știi, cu lume care a scos dispariția asta în prim plan, fiind și suma asta de bani. Deși mi se pare puțin suspicios, ceva cam pute. Chestia la noi, la română, chestia asta cu recompensă. De banii ăia, mama, de fapt, cred că ar angaja ea de 40.000, dacă e să o luăm așa, oameni care să mă caute peste tot, gen, și în canale. Păi de 40.000 le dai la toți locuitorii din Bușteni, le dai câte un dolar? Și caută în toată România. Un dolar iese toată populația, bine, nu acum pe COVID. Oricum e clar că mai avem nevoie de dovezi. Mm-hmm. Pentru un om care a scris o lucrare de crimă perfectă, cam lene și așa să-ți lași mânușile. Da, și eu cred același lucru. Și mi se pare puțin ciudat. Cum îl cheamă? Ăsta cu SPP-ul? SPP-ul este amantul. Te duceai de dai noroc cu el foarte frumos, zici, bă, îmi pare rău, uite, să fiu bărbatul mai mult. Îți luai așa scociul de pe mână cu amprentele, le puneai acolo frumos la locul crimei, pe parfum și pe poza copilului. Da, da, nu? Da, asta a fost ceva. Dar gândește-te că amândoi aveau relații extraconjugale. Asta e un detaliu foarte important. N-am găsit informația dacă amândoi știau de relațiile astea și au ajuns să aibă o căsnicie open.
Aproximativ o săptămână mai târziu, într-o altă râpă, procurorii au găsit uniforma de poliție a lui Cioacă și alte obiecte care aparțineau soției sale. Obiectele erau poze cu Eloria și fiul ei, o sticlă de parfum și o pereche de mănușele lui Cioacă acoperite cu sânge. Dovezile ADN vor demonstra ulterior că sângele a venit de la Elodia. În ianuarie 2008, Cristian Cioacă este arestat pentru că a accesat contul personal de e-mail al soției sale. El este eliberat 4 zile mai târziu. Nu l-au putut aresta pentru crimă, deoarece nu aveam un corp. Apoi, poliția a efectuat ample căutări pentru corpul ei în diferite locuri în zona de munte, printre care Râșnov, Pârâul Rece, Predeal și lista poate continua. Nu au găsit nimic. Elodia s-a întors dintr-o călătorie de afaceri în Dubai pe 29 august, data la care procuratura spune că ea a fost omorâtă. A mers acolo cu presupusul ei iubit, fost ofițer SBP, instituție română desemnată să protejeze și să apere demnitarii și înalții oficiali. Ulterior, el a mărturisit în instanță relația lor și este complet nevinovat. Se pare că Cioacă a confruntat-o folosind e-mail-urile incriminatoare pe care le-a găsit pe computerul ei despre aventură, a izbucnit o luptă, el a ucis-o și a aruncat corpul ei acolo unde era în munți. Precizez că într-unul dintre mail-urile adresate amantului ei, aceasta spune, citez, "Eu te iubesc și pentru tine, de fapt pentru noi, sunt gata să merg până la capătul globului." Eu dacă ți-aș fi spus treaba asta că aș merge pentru tine până la capătul globului, nu cred că mai rămâneam cu soțul meu, adică eu cred că te alegeam pe tine și plecam cu tine pe cealaltă parte a globului. Un detaliu foarte important, pentru că eu cred că ea a plecat și chiar a făcut asta cu capătul globului. Bă, eu cred că asta s-a ofticat, că a zis, fii dracu, te-ai dus la Burja la apă acolo cu dubiosul ăsta, știam de mail-urile tale și fii atent, uite toate mail-urile și zice, nu, iubi, am fost la... Water park. Afacere. Ia uite. Și așa se strânește o chestie. Greu vine să cred că n-a mai existat nicio discuție așa aprinsă de genul ăsta. Adică nu cred că a fost un... Asta clar. Ceva nou, știi. Mai ales că amândoi aveau relații extraconjugale. Teoria este că el a găsit e-mail-urile și a confruntat-o în seara în care ea s-a întors din Dubai acasă. Cu treaba asta că el mai apoi a mai spart odată e-mail-urile. Adică, de ce ai mai sparge încă o dată e-mail-urile lui nevastă ta care e dispărută? Ah, să vadă ce face că e dispărută. Da, băi, Doamne, stai așa, mi-am dat seama, what the fuck, deci tocmai mi-am dat seama de ceva de important. Nu ți-a căzut? Nu ți-a picat fisa? Deci fii atent, băiatule. El este arestat în ianuarie 2008, după ce a accesat contul de e-mail al soției sale. A făcut asta la foarte multe luni după ce aceasta a dispărut. Procurorii au descoperit și nu știu ce dracu expertiză au făcut ei. Au scos în față această teorie, cum că el, când aceasta s-a întors din Dubai, atunci a descoperit e-mail-urile ei și a înfruntat-o în seara respectivă. Și dacă el chiar ar fi omorât-o în seara respectivă și a înfruntat-o după ce a văzut e-mail-urile, ce rost mai avea să mai îi spargă încă o dată e-mail-ul la atâtea luni după dispariția ei? Decât dacă el chiar nu era sigur că fata asta chiar e dispărută și nu el a făcut-o. Nu face sens? Ba da, mai ales că este și arestat pentru asta, la modul că omul chiar a făcut asta ca lumea. A plecat un hacker. Da, informație sigură. București 2001, București 2002, cu B mare cu B. Cum adică să riști? Cum adică să riști? Cum adică să riști? Plus că pe 29 august e sezonul ploios pe la noi, pe la munte, cam n-a s-o să trăști un cadavru pe noroi, prin ăstea, cine ți-a găsit? Nu, sap și tu o groapă acolo ca tot român în curte. Deschide ăstea dosarul, cheamă pe Dobrescu să vezi pe acolo cu lentila. Plus că la partea cu obiectele găsite de polițiști, unde dovezile ADN vor demonstra că sângele este al ei, femeile sunt foarte șirete. O prietenă de-a mea mi-a spus acum ceva timp, ca femeie trebuie să mai faci și pe proasta. Și mie mi se pare că ea, poate ăsta nu se gândea că este atât de perspicace. Ea de fapt se dădea așa ca o soție de asta, așa mai știi? Când ea de fapt era o super femeie capabilă să îi facă lui ăsta un întreg scenariu, astfel încât să pară că el a omorât-o și ea să plece cu ăla în Dubai, să se mute pe capătul globului, așa cum a spus în mail. În timp ce acest lucru se întâmpla, mai multe posturi de televiziune au fost avertizate oficial de CNA pentru acoperirea necorespunzătoare a cazului. Într-un episod, Diaconescu, gazda OTV, a instigat un hacker să pătrundă în e-mailul lui Ghinescu, de exemplu.
Între timp, mass media a preluat cazul și a urmat exemplul OTV în dezvăluirea detaliilor personale despre familia ei. Scriitorul Radu Paraschivescu a descris că acest caz al Elodiei a devenit nume de cod pentru o operațiune masivă de prostituție a ideii de televiziune. A fost o adevărată istorie despre caz. Nu există literalmente niciun român, să spunem, de peste 15 ani, care să nu știe numele Elodia. Acest lucru a fost alimentat și de faptul că aici sunt destul de rare crimele. Cioaca a devenit și un personaj public, viața sa personală a fost prin toată televiziunea și, cu siguranță, în vizorul mass mediei. El continuă să-și mențină inocența și răspunde mereu la întrebarea despre soția lui, sau mai bine spus, fosta lui soție Elodia, cu un zâmbet înfiorător pe față. El spune că este în viață și tocmai a fugit cu un alt bărbat. Între timp, acesta și-a construit o viață nouă, și-a făcut rost de o iubită nouă și a trăit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic câțiva ani buni. Dan Diaconescu este noua mea icoană. Știu că are mulți hateri, dar lasă că așa au ăștia cunoscuții de pe net. Deci omul este ceva, e blan rău de tot. Ba, a fost oricum înaintea lui lui. Deci omul și-a construit. Asta nu avea show lui în apartament. Avea show lui în și noi pe urma lui, că uite, suntem în apartamentul nostru cu trei camere. Pe asta intrau efectiv în apartament și începeau să vorbească cu oamenii. Începeau să fie, era un fel de... Nu mai avem oricum să chemați noi oamenii. Bine, și la noi, da. Poate auzi acum. Era cumva de așteptat să se facă mare vâlvă cu treaba asta, pentru că acum vorbim serios, despre ce dracu să și vorbești? L-am mâncat la popou să instige el un hacker care se pătrundă în mailul lui Ghinescu, adică Elodiei. Foarte fani e că eu am văzut episodul de la OTV, l-am și revăzut recent. Serios? Este hackerul acolo în platou și sparge în direct mailul ăsteia. E de la cu... Știu, mă iubești. Ce serverul? Stai puțin că... Da, nu, l-au... Ia, mi se pare că a fost un tip mascat, nu, a fost o chestie foarte profi și efectiv, gândește-te că... Boring este să spargi ceva? Dragă, gândește-te că ăla a spart mail-ul și după aia, pur și simplu, Dan Diaconescu a scos la Xerox e-mail-urile astea și umbla așa cu ele prin platou. În septembrie 2011, la 4 ani de la dispariția ei, poliția, prin ordinul legii oficiale române, o declară pe Elodia moartă. În septembrie 2012, procuraturile îl trimit în cele din urmă pe Cioacă în instanță. El este acuzat de uciderea Elodiei. Acuzația a venit după ce noile tehnologii au ajuns în România și au reușit să găsească sânge pe pereții și pe podeaua apartamentului cuplului. Se pare că Cioacă a pictat peste pereți și a schimbat unele părți ale podelei, de aceea sângele nu a fost descoperit la început. Presupunerea mea personală este că ceva nu sună neapărat ok și că trebuiau să fie mai multe dovezi în acest caz. Cristian a fost condamnat în cele din urmă, pe 2 iulie 2013, la 22 de ani de închisoare, deși continuă să-și mențină inocența. În alta curte de casație și justiție a decis ca Cioacă să rămână în arest în timp ce contestațiile sunt în curs. Cioacă a primit o pedeapsă mai blândă de doar 15 ani, încă mai spășește timp în închisoare, dar din cauza unui comportament bun probabil va ieși mai devreme, se aproximează că undeva la 2022 acesta în închisoare este profesor. La sfârșitul zilei, acesta va petrece mai puțin de 10 ani după gratie pentru uciderea soției sale, iar mai mult decât atât ar fi putut scăpa cu ușurință din cauza lipsei de echipament adecvat. Vestea bună este că și-a pierdut drepturile părintești ale copilului său, care trăiește acum cu bunicii. Despre aceste aspecte ale sale, crima perfectă, ei bine, el nu a reușit să o scoată la sfârșitul zilei la capăt, dar a ajuns destul de aproape. Arma crimei este încă de negăsit, corpul ei este de asemenea încă de negăsit. Deci după 4 ani, 2011, s-a adus și la noi. Bă, noi nu mai avem ce să mai face. Da, 2011 așa. Bă, cred că e moartă. Păi ce ați făcut, ați investigat? 40.000 de euro n-a venit nimeni? Clar e moartă. Vine după aia tehnologia peste noi în 2012. Băi, stai mă că am găsit niște sânge. Japonezii deja se clonau pe atunci. Sânge? Se răsuciște aia în mormânt dacă e moartă. Deci au găsit puțin sânge, mult sânge. S-au bătut, s-o fi julit aia, sau chiar poate s-au bătut acasă și a zis, știi ce, iau, plec. Mi se pare foarte ciudat să găsești sânge pe pereți și în podeaua apartamentului și Cioaca a pictat peste pereți și a schimbat unele părți ale podelei. Mi se pare ceva, parcă e așa, știi? Adică au trecut 4 ani, tu găsești sânge pe pereți, dar pereții sunt pictați de Cioacă. Tu știi cât sânge am scos în viața asta din așteptare? Adică...
Ce? Fetele știu, da, de la menstruație, evident. Pentru că a, da, trăind da, toată da. Viața cu asta, eu știu cum să scot sângele din orice. Deci eu dacă te-aș omor, crede-mă că nici dracu n-ar găsi urmă de tine. Mai ales că te-aș găti și te-aș mânca, mă rog, am armele mele. Adică eu știu exact ce te-aș face ca să te omor și ca să nu te găsească nimeni. Hai mă, să curăși sângele, au niște culori ceva. Păi aș chite și o parchetă ăsta sau something, o schimb pe toată. Imaginez un parchet de la ieri. A tăiat părți de ale parchetului, deci treburile astea sunt la dosare. Mi se pare culmea românismului, frate. Mi se pare incredibil cum a reușit să o omoare totuși, fără ca vecinii să audă cum scapă de corp și fără ca o singură persoană să-l vadă. Până acum, unde a stat, oriunde, cum ieșeam afară, știa vecina de la 1, știa vecina de la 3, știa tantitanța. Asta e puțin ciudat. Mai ales la munte. Pur și simplu n-au văzut nimic, n-au auzit nimic, deci nu există un singur martor. Și de 40.000 de euro... Mamă, de 40.000 de euro, știi cum face rewind tanti Maricica la ultimii 5 ani din viața ei, ca să-și amintească ceva. Iar acum intrăm în teorie. Așadar, hai să intrăm la teoriile legate de acest caz. Prima teorie fiind că Cioacă este vinovat. Desigur, această teorie rezultă din majoritatea informațiilor de la dosar, dar și din majoritatea informațiilor care au circulat în media și în presă de-a lungul anilor, inclusiv menționate și în acest episod. Deci el până în ziua de astăzi spune că nu a ucis-o și că singura lui greșeală a fost să o cunoască. Frate, tipic bărbătesc, tipic masculin, deci a declarat treaba asta, este tipic masculin. Mie din afirmația asta mi se pare că este evident că nu el a făcut-o, adică băi, melteam până la capăt, știi? Adică nu ar fi spus chestia asta că singura mea greșeală este că am cunoscut-o pe femeia asta. Toate, din tot ce mi-ai spus tu și tot ce ai citit, bă, adică... n-a venit niciodată să zică, bă, fiți atenți, bă, băieților, haideți să vă zic cum a fost. S-a lovit, s-a nu știu ce de unde sângele la pe acolo, dar eu nu l-am lăsat. Haideți să investigăm, hai să plătesc eu. Avea bani? Avea bani, nu? Angajezi și tu pe cineva să investigezi acest caz. Asta a fost plecată cu gagicul ei în Dubai. Adică da. Să te vadă lumea implicat. Da. Aici e vorba de orgoliu. Unii au orgoliu de preferă să ajungă și în mormânt decât să scape de el. Adică pe bune, uite-te la mine. A doua teorie ar fi că el este nevinovat, adică chiar el își menține inocența până în ziua de astăzi. Plus că în 2019, un apropiat de-a lui Cioacă a dat o declarație procurorilor, conform căreia Elodia este undeva în străinătate, protejată de niște indivizi influenți și că s-ar afla într-un program de protecție al martorilor. În schimb, avocata familiei Ghinescu susține că acest individ are probleme psihice și că are dovezi în acest sens, mai precis acte la dosar. Totodată aceasta spune că dumnealui nu are nicio susținere legală, că sunt simple informații. Acum, dacă femeia s-a dus în Dubai cu cineva, nu ar fi logic să vorbească cu arabii, prietenii, influenți, nu știu ce să zic, mă faceți și pe mine dispărută și îl băgați pe ăsta așa la... După ce mi se pare ciudat la chestia asta? Dacă vrei să-l părăsești pe cineva, de ce să-ți incenezi moartea, să faci o chestie așa, chestie complicată, când poți să zici, bă, știi ce? N-ai cunoscut unde ajuns de multe femei. Mi-e foarte frică de această afirmație. Tu vezi cu cine stai în casă? Mai de toate, anumite femei sunt... Da. Da. Am ascultat și pe avocata asta a familiei Ghinescu. Ea ce să facă? Protejează cazul pentru care e plătită. Când ai și un popor întreg care strigă cu tine, ăsta a făcut-o, ăsta a făcut-o, îți dai seama că cumva cazul este case closed. Ne lăsați în comentarii care credeți voi că este teoria care se... pupă cel mai bine pe acest subiect. Și stați să o auziți și pe a treia, pentru că a treia este teoria mea preferată. Poate e un nenorocit ce el a făcut-o, doar că sunt câteva chestii care se bat cap în cap. Lasă că Diaconescu l-a chemat pe hackerul ăla ca să spargă acolo mail-ul în direct. Ăla a fost mic copil pe lângă Maria Gheorghiu, care susține, este celebra clarvăzătoare. Mama, cred că e mai ceva ca aia, Carmen Hara, care, mama, nu-mi place deloc de femeia aia. Maria, nu cunosc acest nume. Nu știi cine e Carmen Hara? De când eram mică și mă uitam cu bona mea la TV, era peste tot la TV și ea prezicea ce o să se întâmple anul viitor și prezicea horoscopul și îi spunea lui Teo de la Teo Show ce o să-i se întâmple în viață. Mie nu-mi place de așa zic aici public, îmi pare rău, doamna Carmen. Mie de asta îmi place, mie îmi place de clarvăzătoarea Maria Gheorghiu, care susține că știe unde se află Elodia după ce a avut o viziune cu o siluetă care încerca să se agațe de ramurile unui copac. Deci femeia a visat cum una se urcă în copac, s-a trezit și a zis că aia e Elodia, asta e ce Maria Gheorghiu. Pe lângă că treburile, dar căcat, când ai teza în disertație numită Clima Perfectă și oamenii găsesc poze cu Elodia și cu copilul, deci deja treburile astea clar se bat cap în cap, deci probele, mi se pare că nu sunt probe ca lumea, dar am discutat deja despre asta. Dar familia totuși a angajat un avocat
și a angajat și pe cineva care să investigheze, nu? Dar de unde știi că nu e de fațadă chestia asta? Tocmai ca să protejeze plecarea ei. 40.000 de euro și un detectiv particular, dar cine vă credeți, Beyoncé? Nu, mă, de aici, te duci tu la bunică, tu zici, tata, vreau să-mi zice și eu moartea să îmi protejez plecarea. Și eu zic că ești tot tâmpită. Și dacă mă duc la mama, sunt șanse mai mari să mă ajute. Adică e la fel de nebună ca mine. A treia și ultima teorie este, ca să spun așa, una personală, cum că aceasta a fost omorâtă de un client de al ei. Atunci când vă spuneam că nu sunt destule informații care au circulat în presă, cam la informațiile pe care vi le dau eu acum mă refer. Și anume, în data de 30 august, Elodia avea trecut în agendă o întâlnire cu o familie a unui deținut din penitenciarul Codlea în Brașov la biroul ei, urmând ca mai apoi să meargă împreună la penitenciarul cu pricina. În ziua respectivă, ea nu a mai ajuns la această întâlnire, iar în istoricul telefonic al asistentei acesteia nu este înregistrat nici măcar un singur apel către aceasta. Secretara a spus că ele au convenit în trecut ca Elodia să nu fie niciodată deranjată la telefon, deci implicit să nu fie sunată. Interesant aici de menționat este că secretara nu a dat nici măcar un singur apel familiei deținutului ca să anunțe că aceasta nu s-a prezentat la birou. Iar cireașa de pe tort, nici familia în data respectivă a deținutului nu s-a mai prezentat la întâlnire. Niciodată aceștia nu au fost intervievați în acest sens. Un apropiat de al ei a menționat pentru dosar cum că aceasta a vrut de mai multe ori să-și încheie profesia ca avocat, tocmai din cauza riscurilor la care era expusă, deoarece erau câțiva interlopi turci cu care aceasta a avut treabă. Aceștia manipulau cantități mari de aur, Elodia îi apăra în calitate de avocat, iar mai apoi aceștia a început să devină destul de violenți. Acești cetățeni nu au apărut niciodată la dosar și nu au dat nici alte declarații extra. Iar aici intrăm în cazul Mădălinei Motruna, fata care a dispărut în aceeași seară în care a dispărut și Elodia, 29 spre 30 august, fiica șefului ISU din Brașov. Menționez că amândouă au dispărut în aceeași seară din același cartier. Criminalul Mădălinei a fost găsit, iar în declarația acesteia scrie clar că acesta a recunoscut că a mai omorât și o altă femeie din Râșnov în acea seară, Elodia fiind din Râșnov, dar acesta a păstrat anonimatul femeii, cadavru care nu a fost găsit niciodată. Dacă Cioaca a lucrat în complicitate cu acest criminal sau nu, nu vom afla niciodată, deoarece acel criminal moare în pușcărie la scurt timp după ce acesta a fost închis. Da, știu, sunt genială. Eu am scris această teorie. Asta este asumția mea personală. Eu asta cred că s-a întâmplat. Că a fost omorită de acești clienți de-a ei. Informațiile astea, gândește-te că sunt informațiile care au fost cel mai puțin anchetate de poliție. Efectiv, treburile astea nu prea au contat deloc la parchet. Decizia... Cred că n-a mai venit. N-a mai venit. Apoi o să stau în penitenciar, atunci mi-aștept sfârșitul pedepsei. Adică vreau să trag un semnal cumva de alarmă legătură cu acest caz. Cine sunt eu să trag? Păzea că vin interlopii la ușă, cum a venit vecina. Cum mi se pare absolut în noaptea minții să nu iei în considerare poate cele mai importante detalii în legătură cu data în care femeia asta a dispărut. Bă, cam complicat, două pe noapte. De ce să nu zică care este identitatea femeii numărul 2, deținutul ăsta, știi? Adică îți pui niște întrebări. Știind și informațiile astea, chiar sunt curioasă ce o să spuneți în legătură de teoria cum că ea a plecat cu amantul ei în Dubai și teoria asta cum că a fost omorâtă de un client de al ei. Chiar mă bucur că am stat departe de acest caz toți atâția ani. Foarte enervant, foarte enervant, pentru că mi se pare că nu... Nu știu, este... Nu, adică sunt foarte, 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 foarte multe informații, am atâtea întrebări. Pentru că sfârșitul pe care îl avem acum este că Cristian Cioacă este în pârnaie. Și o să stea mai puțin timp la pârnaie doar pentru că este profesor în închisoare. Și practic acesta cred că pe la anul așa ar trebui să iasă din închisoare. Mai trăiește? Dar nu s-a întâmplat în 1950 despre ce vorbim. Nu mă gândeam că am foarte mult de infarct sau... What the fuck, omul trăiește, este în pușcărie și este profesor. Dar am și menționat mai colea. Oricare ar fi, dacă ar fi teoria în care el este nevinovat, ori teoria asta cu a fost omorâtă de un client de al ei, cumva Cioacă nu-mi iese în calculele astea. Adică mi se pare că este cumva vocea poporului treaba asta cu Cioacă. Okay. Dar cumva nu și vocea rațiunii. Chiar vreau să facem așa un mic debate în comentarii și să ne spuneți care teorie vă surâde vouă în funcție de ce informații ați primit astăzi. Și dacă am ratat ceva, adică sigur am da, ratat dacă ceva. Da, dacă am ratat ceva, vă rog, spuneți-ne ori pe Instagram, ori aici pe YouTube. Sunt super curioși în legătură cu, mai ales eu, adică nu știu de Justina, sunt foarte curioasă. Dacă aveți informații care noi nu le-am menționat aici în legătură cu Elodia, am fi super bucuroși să le aflăm. Acest episodul numărul 1 din True Crime, am vorbit despre Elodia. Poate o să facem chiar o sesiune de Q&A în legătură cu
cu acest caz, în funcție de ce întrebări ne lăsați voi sau ce spuneți voi despre acest caz. Așteptăm sugestiile voastre în legătură cu episodul numărul 2 din True Crime România, pe care vreți să îl documentăm și să îl comentăm aici și să scoatem teoriile. Hai, România, să gândim și în afara cutiei, pentru că poate dacă ne scoatem ochii din cutie alea care ni se pun de media, de OTV, de Dan Diaconescu și toți oamenii ăștia, bine, stai că OTV nici, nici, Dan Diaconescu, nici măcar nu mai sunt, dar nu contează. Dacă vom gândi în afara cutiei, ne vom da seama de mai multe în legătură cu... Continuă, continuă! O seară bună să aveți! Ne revedem în următorul caz! Ești ok, iubire?